Salutare toată lumea. Opa. Salutare toată lumea și bine v-am găsit, oameni buni, la un nou episod de Asphalt 8, seria care nu se termină niciodată și Cody e așa de deștept încât filmează puțin. De ce? Păi băți, am filmat asta când am venit eu de la școală. Mă scuzați de ce fac. Nu sunt căzut, că sunt bătrân, handicapa sau o zic că sunt bătrânul din Granny. Nu contează. Ok, deci astăzi când am venit de la școală m-am apucat să filmez un videoclip și Codica deșteptul. Ce s-a întâmplat? Am șters videoclipul că am prins două și am lăsat pe unul din greșeală. Deci da. Deci acum voi episodul ăsta îl vedeți chiar la ora aceasta, adică la 17:40. Acum vreau să ne mai băgăm la niște curse de pentru că uitați-vă câți bani avem. Avem 39.000. Și până am o singură mașină pe care aș vrea să o cumpăr, a fi asta. Albastru ăsta este foarte bine. Oh, avem cutii. Adică când niște cutii. Hai, deschide cutia. Hai, ce e random box? Cum a? Și am astea. Asta e verde, deci e diferit de la albastru. E bun. E faină mașina. Am două până amul. Să nu. E, nu contează, nu știu ce. Nu știu ce, dar da. Deci, băi, asta o să fie următoarea mea mașină. O să fie cam scumpă, dar... Da, hai să începem, băieți. Trebuie să facem noi niște curse de eventuri care nu mai durează chiar așa de bun. Hai să începem cu chestia asta cu Peugeot. Care o putem da cu Peugeot, cu ăsta. Hai cu ăsta. Aici. Bă, da, mașină. Aici. Nu mai este? Deci avem... Bă... Să hai să ne încercăm noroc cu minicuri. Cât mai zi asta? Șase zile. Da, hai să încercăm norocul. Cu miniu. Bun. Nu prea știu ce e a turning kit-ul ăla, dar... Hai să începem. Oricum am mai jucat chestii din astea cu Paceit și din astea. Deci vom vedea noi cum facem. Aici la Veneția. Băi, știi la ce mă gândesc eu? Mie mi se pare că ăștia de la Asphalt 8, când au apărut Asphalt 9, rapid. Bă, schimba să te hărțile să avem, să avem afișe cu Asphalt 9. Da, băi, nu că ăștia se ocupă cu Asphalt, toată echipa de la Gamelof se ocupă, dar am nu prea vrea să se mai ocupă de Asphalt 8, pentru că, nu, Asphalt 8 este... învechit. Este doar din 2013. Aveți, vorbim de asta, să știți că nu mai postez episodul cu Evolution of Asphalt 8 pentru că sunt asta. Știți când vreau să fac rock pe acolo și na. Opa! Până că e pe altul, nu? Da, las. Deci mi s-o știți când vreau să fac niște curățenie prin foldere ca să nu mai... Uite! Bă, băieți, ați văzut aia? Ce o pușă, simplu, m-am lipit de perete și am putut să fac un battle roll. Dar nu câștig. Nu mai câștig. Nu, n-am câștigat. Și eram aproape. Numai pentru că m-am bătut, pentru că a fost limit. Nu contează. Nici n-am luat banii. Dar lasă. Hai să mai vedem alte. Urze, dar să fie așa, unele care nu mai durează așa mult. Deși mașina asta de pe fundul o avem. Monday Hate. Ce avem astăzi la Monday Hate? În contură cu Alfa. Hai, mă.
Ai, mamisca aqui. E já, mas você compete com... Imagina, cara, o braço de classe a beba. Me separa, super smack. Dessa, braço eu. Amo uma baixa da classe a beba, pelo que eu ponho na mão de che. Amo o próximo baixa da beba. E as pessoas não é bem, né? Da que eu mando pra tudo. De che amo a machina de... De che amo, de che se amo a machina de classe a beba. Știți care a răspuns? Primele două clase. De ce? De ce? Ați prins? Nu-i bună gluma? Da. Uite-mă la Tesla-ul ăsta. Ce dracu fel de faci, mă, cu Tesla-ul ăsta? Bă, ăștia-ți... Profi. Pă naiba. Opa. Bă, cum poate fi un Dodge pe locul 1? Asta nu se poate. Bine, poate să iau pro și nu știu să conduc Dodge-ul, dar na, asta e partea a doua. Nu pe aici, ca... Băi, am pățit o grămadă de ori aici, să tot pierd. Când am vrut să deblochez în sezonul 6, asta, 6 în adrenaline. Da, dacă vreți să știți, pe schiar, după asta este nimic. Dacă vreți să știți despre chestia, să vă puteți duce la clipul meu de cu asfalt 8, în care am zis despre easter egg-urile care se ascund în asfalt 8 în acel episod. Am și analizat un videoclip în care mulți spuneau că unele sezoane sunt numite după jocuri, după serie asfalt. Așa vezi, dacă vreți să aflați evoluția lui asfalt 8, duceți-vă și căutați pe YouTube Evolution of Asfalt 8. Veți găsi acolo tot orice clip pe care îl doriți, cum vreți, anul, data, și oricum am văzut acolo o grămadă de, eu acolo m-am informat despre o grămadă de chestii, ca că, de exemplu, că, pe bune, că Grand Theft, a fost Grand Theft Auto pe Nintendo, ia asta cred că nu era, bine, nu mai țin eu minte, dar na, și se termină cursa foarte fain. Și spac! Și terminăm și în drift. Frumos, uite din spate, v-am dat fum. Gata. Frumos. Am nevoie de bani. Am nevoie, băi, să vă spun, am nevoie de o grămadă de bani. Frumos. Bani. Dăm banii. De ce nu-mi dai banii? Gata. Bă, jur că nu vreau să-mi dea banii. Poate pentru că știe că vreau să-mi le cumpăr. Bă, băieți. Am... Nu cam deja vu. I can't spray speed-ul. Nu. Aici era Mastery, nu? M-am uitat unul. Da, mă. Două am uitat. Bă, băieți, am uitat de Mastery-urile astea doi. Asta ne-am. Deși nu știu cum o să reușim cu el, cu Infinity-ul, pentru că e cam încet, dar lasă că vedem noi cum ajungem. Dacă nu reușim, încercăm și cu, no, cu audio-ul nostru. Ușă pe aștept să ia mașina. Bă, băieți, vreau să ia mașina aia cu orice preț. Mașina. S-a văzut un vultur. Suntem în America sau suntem în Tenerife? Păi asta nu e adevărat, și noi avem un vultur. Aproape toate țările au un vultur pe steag. Mie nu pe steag, dar... Ce dracu am făcut eu? Opa. Opa, gata, sunt aici. Bă, nici așa s-a blocat acolo și stătea să mă deblochez. Ce gaterincă. Hai că vreau să cad. Opa, ca bolovanul! Bă, dar Infinity-ul ăsta e foarte greu. De asta poate distruge foarte ușor Mini Cooper-e. Ia, pe aici. Mărș. Haideam, putem? Nimeni că putem. Cum tot e reușește ăsta o asemenea mașină să facă un flat spin. Cum? Ușește! O mașină să facă un flat speed, pe bune amu. Să fim serioși. Câte tone are mașina asta, poate să facă un flat spin? Asta nu prea mai cred. Am să pot duce în camion.
Bă, poate îi ajung pe locul 1, dar slabe șanse. Cad pe el! Aproape! Aproape să cad pe el! Bă, benți! Ce rapid mergem! Bă, Tenerife asta mi-aduce aminte de foarte multe amintiri cu Mini Cooper! Mini Cooper. Ah, da, mai înainte cursă cu el, da, da. Bă, ce curs maker are ăsta. Bă, deci, îs chiar curios. Bine, câte tone are ăsta, vă dați seama că ăsta ar putea reuși foarte easy. Să cadă și fără să se slăbească tare, da, da. Și bă, a reușit pe locul 1, bă. Bă, eu înainte nu te dea nicio șansă lui. Bine, aproape nicio șansă. Îmi place de el. Bă, și am reușit! Am reușit super bine! Bă, băieți, așa, asta se întâmplă când îi spuneți o mașină că e nașpa. O să vă demonstreze că e de fapt șmecheră. 45.000, băieți! Imediat putem să luăm. Ce mașină mai avem și ne-am făcut eventul? Ah! Ce, mă? Tesla ne-a făcut eventul! Al doilea event, poate, dar nu al... Primul l-am făcut. Ce l-am făcut, mă? Taci acolo. Numai că ți l-am deblocat. Aici era clasa ce? Ăsta cu audio. Deci am făcut așa. Ăsta cu audio și... atâta. Și celălalt B. Ai, anul Aston Martin. Și celălalt anul contează. Domnul. Hai că mai avem de făcut masteriuri. Că ziua asta i-am făcut. Dar am făcut videoclip când am făcut masteriuri. Habauri. Abia aștept și cursa asta. Da, să vă spun, nu prea am ceva șanse în Audi. Adică... Bine, mă, nu spun asta că nu zic așa. Îmi place de Audi ăsta, e rapid. Bine, la Infiniti eu îi zicea că e prea gras, nu a reușit. Dar a demonstrat. Și bă, nu-mi vine să cred că ăștia trebuie să pună în fiecare hată chestia asta. Un afiș cu asfalt nouă, jucați-vă acum! Dacă nu vă jucați, sunteți nașpa și trăiți încă în 2013. Păi da, dacă mie îmi place asfalt 8. Știu că jocul ăsta a apărut în 2013, dar încă are ceva în el ce mă face să mă joc de fiecare dată și să fac filmulețe cu voi să... filmând asfalt. Mă face să mi se blocheze jocul. Bă, mi se blochează jocul. Tu, ce da-mi e feri? Bă, zi, bă, da, împinge-mă mai repede. Împinge-mă. Să dacă n-am, da. Nu pot să apăs. Accelerația. Ce da-mi e feri? Clar. Ce doamne feri! Aplicația mea nu a mai funcționat. Cred că pot să mai iau o dată poza asta. Arată bine. Deci am demonstrat. E buguit. Clar. E buguit. Bă, băieți, a doua mașină buguită. Bă, deci prima dată a fost Renault-ul. Am urs și ăsta. Păi bune, și ăsta poate să fie buguit. Putem să merg asfalt momentul. După ce merge. Nu mă, bă, nici aia mă ușor să ai buguit. Gata, băieți, nu mai dau speranțe. Ei îi dau speranțe la altă dată. Am mai să încercăm și-o la Aston Martin. Nu prea știu cum o să facem, dar vedem noi. Poate și el o să ne surprindă. E chiar curios cum o să ne surprindă. Aston Martin. Până am Aston Martin, el nu e bun în Islanda. Vedeți? Ați observat chestia asta. Deci mi se pare că Aston Martin se leagă foarte mult cu Islanda. Dar Aston Martin nu e făcut de islandezi. Aston Martin nu e făcut de american, cred. No, nu e făcut de suedez, că ei au făcut Saab. Și-au chitit. No, hai să-i dăm drumul. Hai, bă, Aston Martine!
demonstrează-mi să nu te arunc la gunoi. Bă, începe bine. Începe bine, dar tu ca un gunoi mere. De ce, da, mi-e fer, poate să mai arunc ca un gunoi. Și mă, lasă-mă, pace. Bă, am ajuns pe 4. Din mai multe chestii, da, opa! Am ieșit bine, dar nu bine în piatră. Pă bune? Am să fiu și o șmecher și nu acum... Bă, nu! Nu pica voi! Nu pica voi! Nu pica voi! Nu pica voi! Haide, sper că nu v-ați participat la ce care aveau căști. Anem. Spam. Spam. Bă, băieți, mi se pare că Asomatinul... Bă, băieți, deci Asomatinul ăsta mi se pare... Nu vreau să-l jignez, nu jignez nicio mașină. Singura mașină care o jignesc eu e Dojo, cred. Ați văzut că și el a putut să facă ceva? A putut să-și facă Mastery-ul complet. Am simt, fără să aibă Turbo. Era să zic Turbo. Da. Și el o să-l mai nu o să fie într-o dată bun la ceva. La drift știu că nu-i prea bun. La Classic nu-i prea bun. Poate la Knav, dar să la Elimination, clar că nu-i bun. E, te poți ști niciodată ce poate să facă. Poate odată ne va surprinde. O surpriză, poate. Dar astăzi, clar, nu este acea zi. Păi bune, nici asta nu poți să faci. Na, băieți, hai să ne cerem. Bă, cred că atâta am avut. Na, băieți, cam asta a fost episodul de astăzi. Este ora 18 minut. Trebuie să postez episodul. Deci, ne vedem data viitoare. Pa, pa, băieți.